întreaga creștinătate ortodoxă prăzmiește astăzi una din pietrele prețioase ale Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, și anume pe Sfânta Cuvioasa Marea noastră Paraschiva. Noi o numim și ocrotitoarea Moldovei, dar și ocrotitoarea întregii României și cea care este mult milostivă, mai ales pentru persoanele care sunt în necazuri și nevoie. Dacă dintre dumneavoastră a citit viața Sfintei Preacuvioase Marea noastră Paraschiva, vă dați seama de acolo, de credința ei și de evlavia care a avut-o față de Dumnezeu. Pe scurt, amintim faptul că ea s-a născut din părinți binecredincioși. Mai înainte de toate, acești părinți au fost și ei ortodoxi creștini, evlavioși, iubitori de biserică, și această educație a dat și copiilor lor, dintre care Sfânta Paraschiva și un frate al ei, Eftimie, care avea să ajungă mai departe episcop. Sfânta Cuvioasa Paraschiva, crescând în acest duh ortodox, duh creștinesc, în biserică, și-a dat seama cât de important este să-și dedici viața lui Dumnezeu. Și când a ajuns și ea la vârsta majoratului, a considerat că este mai bine să leagă drumul mănăstirii, drumul călugăriei și să lase la o parte rânduiala firească pe care o știe poporul de a se căsători. În acest motiv, într-o noapte, în taină, își ia câteva lucruri și se duce să se sihăstrească, să ducă viață de pustie, de poștă, de rugăciune, tocmai în zona Iordanului. Acolo, în Valea Iordanului, a stat o perioadă de 5 ani. După 5 ani de osteneală călugărești, într-o seară îi se arată Îngerul Domnului în chip de tânăr luminat și îi spune să se întoarcă înapoi în țara sa, nația ei unde s-a născut, și acolo să-și săvârșească și ultimele ostenele ale ei și acolo să-și dea sufletul mâna lui Dumnezeu. Foarte impresionată viața acestei fecioare. Dar noi observăm că și la Sfânta Cuvioasa Paraschiva și la același Sfinț al lui Dumnezeu se întâlnesc două lucruri foarte importante pentru noi creștini zilele noastre. Primul și în primul rând, dragostea lor față de Dumnezeu. Iar al doilea, dragostea lor față de țara lor, de națiunea unde s-au născut. Din acest motiv și Îngerul Păzitor al ei, arătându-se în chip de tânăr luminat, i-a zis să se întoarcă după 5 ani de ostenel puternicești în țara și locul unde s-a născut ea. Noi, dacă privim în Sfânta Scriptură și în viețile Sfinților, vedem aceste două trăsături importante. Dragoste față de Dumnezeu și dragoste față de țara ta. Dacă priviți în spatele Sfinților Apostoli, chiar la Sfântul Apostol Pavel vedem unele fapte minunate ale lui, atunci când predica în zona Macedoniei, în zona, și când s-a dus tot în zona Orientului apropiat, când a aflat că frații lui din regatul iudeu se află în foamete și în nevoi, a strâns ajutoare și le-a dus în țara lui ca să-i ajute pe cei de un neam cu el. Și putem observa și la celelalte sfinți apostoli că au făcut același lucru. Mai ales că ei când plecau la propovăduire, deși treceau prin multe țări, la un moment dat, când își gândeau ei timpul lor, se întorceau la Ierusalim, se mai întâlneau iarăși acolo și se sfătuiau. Foarte impresionant este că toți acești mari sfinți, pe lângă faptul că au iubit pe Dumnezeu, nu și-au uitat țara și neamul lor. La noi, dacă stăm și privim, Sfântul Ioan Casian, care de când a cunoscut și el credința și a fost doritor să afle din viața marilor asceți, se ducea să vadă ce fapte minunate au acești mari pusnici sau mari trăitori, mari oratori în biserică, dar printre toate se mai întorcea și în țara lui. De aceea, mulți creștini din țara noastră au învățăturile lui și au respectat rânduielile lui. Nu pot să uit faptul că la noi în țară, în decursul istoriei, domnitori aleși, pe lângă faptul că au fost cu credință mare în Dumnezeu,
și-au apărat și țara lor. Când te gândești la Mircea cel bătrân, care el s-a și învrednicit să primească moaștele Sfintei Curioasei Maicina Separasiva în anul 1393, el și-a apărat și neamului și biserica lui. Părinții lui s-au arătat mari bravioși. Nu putem uita pe dreptul Eciosul Ștefan cel Mare, cum a fost în stare să ridice atâtea biserici și cum a dus el atâta război în fața turcilor și a tot islamului din lumea aceasta, ca să țină țara sa. Și nu putem uita nici pe Sfântul și Mărturisitorul Mare, Constantin Brăcoveanu, și nici pe dreptul Mihai Viteazul, Mărturisitorul. Și ei la fel, pe lângă faptul că a iubit pe Dumnezeu și a iubit și țara lor. Și să știți că acest lucru s-a păstrat până în zilele noastre. Oameni cu demnitate mare, în zilele contemporane, poate ați auzit de mare filozof care a scris cartea aceea, Între Dumnezeu și neamul meu. Deci iată cum și-a privit această elită intelectuală de la noi din țară. Au privit lucrurile personale și lucrurile care l-au înconjurat ca între Dumnezeu și neamul său. Deci acest mare filozof, Petre Țuțea, care noi îl știm, a fost deseori înfroșcat cu noroi. Că a fost prea naționalist, că a fost legionar, că a fost xenofob, dar să știți un lucru, el a privit viața personală între Dumnezeu și neamul său. Noi creștinii zilele noastre, cum putem urma acestor mari sfinți, începând de la Sfinții Apostoli până în zilele noastre? Păi la fel să facem și noi, cu dragostea personală față de Dumnezeu. Și cum poate fi aceasta? În primul rând, noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, după cum spune și Mântuitorul, păstrând și respectând poruncile Lui, după toată puterea noastră, după cum și mintea noastră luminată prin botez, ne conduce spre această faptă minunată, să ținem poruncile Lui Dumnezeu. Dar dacă nu am păstrat poruncile Lui Dumnezeu în Sfințenii și oameni fiind, am mai avut căderi, atunci să facem un alt lucru. Să facem un act de pocăință față de Dumnezeu. Pericopa evanghelică care se citește în cinstea Sfintei Mare Cuvioase Paraschiva amintește despre o femeie dintr-o cetate care se știa că este păcătoasă, s-a smerit și a făcut curaj și s-a dus la întâlnit cu Mântuitorul. Așa se face și cu noi oamenii, care zilele noastre greșim și păcătuim. Trebuie să-ți faci neapărat smerenie și curaj, să te duci la biserică, să te spovedești. Iată, așa putem noi iubi pe Dumnezeu. Și cu dragostea, și cu pocăința. Și îl mai putem iubi pe Dumnezeu, cum au făcut și Sfinții, prin mărturisirea personală. Noi suntem datori să-L mărturisim pe Dumnezeu, așa cum am primit și noi învățătură de la Sfinții noștri părinți. Cum am știut și de la Sfântul Apostol Andrei, și de la celelalte sfinte sinoade, care noi le știm că au pus rânduiala exactă pentru mântuirea sufletului nostru. Este foarte adevărat că această învățătură de la Sfintele Sinoade Ecumenice s-a cam pervertit și mulți dintre creștini au cam lăsat învățătura Sfântă Ortodoxă și și-au luat învățături ecumenice. Nu prea au potrivit bine Sfântul Sinod Ecumenic cu învățăturile sau cu erezia ecumenistă de zilele noastre. Această erezie de zilele noastre cam spală mintea creștinilor, să știți. Adică le amestecă pe toate la un loc. Adică și pe Dumnezeu Ortodox, și pe Buddha, și pe Islam. Cam asta am ajuns în zilele noastre. Când oamenii li se spală mintea că acolo este bine și cu Allah, și cu Hristos, și cu Buddha, și cu Confucius, și cu alții, și cu alții care le-au mai inventat pe fața acestui pământ. Noi trebuie să fim foarte atenți ce se dă în lumea acestea pe tavă, de băgat în capul lor. Dacă nu o să fim atenți, o să mușcăm dintr-o bomeală foarte otrăvitoare. Și, ca să avem o vedere acum un alt element important, dragostea noastră față de țară. Deci, pe lângă dragostea față de Dumnezeu,
cum a putea noi manifesta dragostea față de țara ta și națiunea ta? Păi, în primul rând, să ții aceste învățături în care te-ai născut. Vedeți și dumneavoastră, ne-am botezat în numele Sfintei Treime Sfânta Biserică Ortodoxă. Am primit de la bunicii noștri și de la duhovnicii noștri primele învățături creștine. Noi trebuie să le respectăm pe aceste învățături. Credeți dumneavoastră că duhovnicii din zilele noastre, care au frică de Dumnezeu și care sunt sinceri pentru viața personală, de ce spune tot timpul să vă iubiți țara, să vă iubiți neamul? Chiar dacă vă îngăduie să mai plecați la lucru prin străinătate, prin oriunde vă aduce să mai câștigați un bănuț pentru traiul vieții, totuși vă spune, nu uitați să te întorci, să vă întoarceți în țara voastră unde v-ați născut. Pentru că din ceea ce se observă, cei mai mulți dintre creștini care au rămas în străinătate au rămas și fără Dumnezeu în viața lor. Au rămas fără biserică, au rămas fără Sfintele Icoane, au rămas goi de tot în sufletul lor. Păi ia gândiți-vă voi, dacă Sfânta Cuvioasa Paraschiva nu a ascultat de glasul Îngerului când i-a spus să te duci în țara ta și acolo să-ți dai sufletul mâinile lui Dumnezeu. Dacă nu făcea ascultare de Înger, sigur își compromita mântuirea. Putea să fie ea cea mai mare așetă din pustea Iordanului. La noi așa se întâmplă, fraților. Cum ne zic duhovnicii aceștia, că vedeți ce faceți străinătate, dar întorceți-vă în țara voastră și căutați-vă acolo să vă găsească sfârșitul vieții. Pentru că preoții aceștia știu că dacă românii vor muri prin lumea aceasta și polțurile acestea ale planetei, își vor găsi sfârșitul în mâinile lui vrăjmașul, nu în mâinile sfinților părinților care ei s-au născut. Apoi noi, fraților, noi trebuie să avem în vedere că iubim țara aceasta păstrând și valorile noastre culturale pe care ni le-a dat Dumnezeu. Valori culturale care, pe lângă faptul că au argumentat știința lor și înțelepciunea lor, au argumentat și credința lor în Dumnezeu. Toți oamenii inteligenți din țara aceasta au vorbit și despre Dumnezeu. Iar noi suntem obligați să ne păstrăm amintirea. În Sfânta noastră biserică se fac slujbe și de pomeniri, și parastase, și praznice pentru cei adormiți, mai ales pentru cei care știm din neamul nostru, că noi creștinii, de obicei când pomenim la parastas și scriem un pomenic acolo, ne aducem cu mare plăcere aminte de ce au fost mai ales credincioși. Vezi acolo, părinte, mama, tata, au fost spovediți, împărtășiți, bunica mergea la biserică, bunicul se ducea și făcea curățenie, făcea curat, se ducea la biserică și ajuta biserica acolo. Ei, să știți că oamenii cu aceste amintiri pleacă, iar noi, ca să ne iubim țara, trebuie să ne păstrăm această amintire. Și este foarte important, și cum nu se uită lucrul acesta, că dragostea pentru țară se plătește și cu prețul vieții. Adică și-au apărat românii din țara aceasta hotarele lor cu prețul vieții lor. Nu cred că este om în zilele noastre, să nu avem un bunic sau străbunic care să nu fi trecut prin război, să nu fi trecut prin temnițele comuniste, pentru că ei și-au apărat Sfânta lor biserică și Sfânt pământul acesta, ca să nu-l dea vrăjmașilor care îl pismuiau. În zilele noastre, dacă stăm și privim un pic, lumea, într-un fel sau altul, și-a cam răcit credința în Dumnezeu și credința față de țară. Părintele Dumitru Stăniloae spunea că națiunea este aceea care niciodată nu umbrește umanitatea și nu externă pe aceasta. Adică națiunea noastră în care ne aflăm nu are dat omul, să știți. De aceea și, cum zice Părintele într-o carte acolo că omenescul român, deci când spui că omul este de caracter, ei să știți că omenescul acesta românesc a avut la bază și dragostea față de aproapele și mina lui,
dar și demnitate când a fost vorba de biserica în care s-a botezat și a crescut și s-a mântuit. Este foarte important să ții minte lucrurile acestea, pentru că în zilele noastre, vedeți, toată lumea vorbește despre națiune și despre unitate de națiuni, Organizația Națiunilor Unite. Ei, s-a pervertit ideea aceea că națiunile trebuiau să fie unite pentru un scop nobil. Acum, Națiunile Unite au acum între ele alte națiuni care au drept de veto. Și acestea hotărăsc. Popoarele mai puternic, militar sau cu finanțare puternică, ajung să ducă război sau suprie către alte popoare mai sărace. Și s-a pierdut această rânduială de unitate între națiuni. Și mai vedem că și uniuni de națiuni, uniuni europene, uniuni africane, uniuni asiatice, americane, care acestea ce fac? Îți impun legislația lor. Gata, dacă vede că la tine în țară îți respecti cu demnitate pe valorile tale culturale și naționale și religioase, vine și spune, vezi că aici e lege xenofob, sau e șovinism, sau e legionar. Vedeți că aceste lucruri foarte mult dăunează populației și generațiilor care s-au născut. Noi, în momentul de față, trecem printre niște situații foarte grele. Și legislația mondială și cea națională începe să cam șteargă din mintea oamenilor ideea de tradiție sfântă, ideea de națiune sfântă, ideea de românism, toate acum în globalizare, toate acum la un loc, fără să mai țină seama nici de religie creștină, nici de învățătura lui Dumnezeu, nici de faptul că tu te tragi din țara ta, România, toate acestea sunt șterse cu timpul și cu timpul. Iar valorile acestea mari sunt înlocuite cu altceva, cu valori care par universale. Valori din lumea modei, acum la tinerea asta li se dă. Modă, sport, eu știu ce muzică din asta sălbatică, acolo le orientează valorile. Și priviți că pe calculatoare, pe internet, cam ăștia acum cea mai mare rată de vizualizare. Nu un om sfânt al lui Dumnezeu. Priviți cât privește lumea pe un post, cum ar fi religios, ortodox, trinitas, și cât privește lumea la un meci. Cât privește lumea dacă îți vorbește un părinte, ca cum a fost părintele Cleopa, părintele Justin, cum în zilele noastre trăiește părintele Rafael Noica. Și cât ar privi tinerii aceștia dacă ne se dă un film cu niște vedete de la Hollywood. Ei, vedeți că lumea gata, cam începe să șteargă din memorie și dragoste față de Dumnezeu, dar și față de valorile naționale. Întotdeauna biserica, să știți, a trebuit să strige tot timpul când apare primejdie mare. Pentru că dacă lumea nu-și va da seama și își strică viața, știi ce se întâmplă? Se întâmplă tot ce s-a întâmplat când citim în viața Sfintei Cuvioase Paraschivă. Sfânta Cuvioasă Paraschiva, când a fost înmormântată la marginea mărului, la marginea mării, acolo, după o perioadă de timp, a fost înmormântat și un pescar. Ori că era eretic, ori că era foarte păcătos, dar mirosea grozav. Și atunci Sfânta Cuvioasă Paraschiva s-a arătat în vis și unui credincios, Gheorghe, unei credincioase Eufimia, și la mai mulți pescari, să o scoată de acolo. Deci, a scos-o de acolo Dumnezeu, a așezat-o în Biserica Sfinților Apostoli și după aceea nici acolo n-a mai stat. Pentru că toată națiunea ei de acolo se stricase. O dăduse pe islam, fraților. Și a fost nevoită să fie bara mici acel bătrân și, pe urmă, Vasile Lupu a primit-o definitiv în anul 1639. Deci, să știți un lucru. Dacă viața noastră se strică și nu vom ține seama de dragostea față de Dumnezeu și de națiunea aceasta română, apoi Dumnezeu începe să ne ia valorile. Îți ia valorile și nu-ți lasă Sfinții, să știi. Vine o lege și zice, gata, s-a terminat. Din momentul de față, martirii din temnițe comuniste nu mai sunt legali. Pe urmă, după o perioadă de timp, după o perioadă de timp, știi ce vă face? Zice că nu mai bine să
scriem pe cardurile noastre de, și legitimațiile noastre numele de botez. Pentru că nu cumva lumea să se simtă obturat. Cum să pui Gheorghe și Vasile lângă unul care îl cheamă, eu știu, îl cheamă Ismael sau îl mai cheamă, eu știu cum mai, un nume din ăsta islamic sau un nume oribil, necreștin. Și atunci Dumnezeu zice, stop, nu le mai las valoarea asta, pentru că nu știu să o prețuiască. După ce îți ia Dumnezeu pe rând, pe rând, pe rând valorile, observăm că și harul se ridică. Credeți dumneavoastră că de ce se mulțesc divorțurile? De ce se mulțesc atâtea și atâtea persoane care trec la ortodoxie, la alte religii? Păi încet, încet Dumnezeu ridică harul său din aceste mari binecuvântări. Nu mai iau putere asupra noastră, pentru că și noi nu ducem viață curată. Noi trebuie să fim întotdeauna atenți ca dragostea față de Dumnezeu, de biserica ta și de națiunea ta, să nu cadă niciodată cu orice chip. Orice s-ar întâmpla cu viața unui creștin, trebuie să privească neapărat spre aceste trei lucruri. Dragoste de Dumnezeu, dragoste de biserică ortodoxă, dragoste față de țara ta. Noi am avut aceste valori care ni le-au inspirat și nu ne mai lasă legea. Acum gata, mai dă o lege. Dacă nu mai ai spus cumva legionar, gata, s-a terminat. Te bagă la închisoare. Dacă ai zis numai cumva un cuvânt de că ești naționalist în sensul frumos al cuvântului, gata, te bagă la închisoare. Nu ne mai lasă nici să vorbim. Pe urmă, nici nu ne mai lasă să predicăm în biserică căsătoria între bărbați și femei. Nu te mai lasă nici asta, că trebuie să păstrăm drepturile homosexuale. Vedeți cum lumea e prinsă de val și a avut dreptate Ignatie Brancianinov. El a zis așa, când va porni valul de păcate, nimeni nu mai poate opri. Adică și noi ne aflăm în valul ăsta, să știți. Și suntem deja luați de val. Numai creștinii credincioși ortodoxi mai știu că există așa spovedanie, mai știu că există pocăință și să întorc cu fața spre Dumnezeu. Ori de câte ori sunt luați de val. Dar dacă nu ori mai face nici lucrurile acestea, să vedeți că o să vină vrăjmașul ăsta din Occident, mai pune și niște impozite fiscale și ne mai ia și din biserici. Totul depinde de noi, fraților. Totul depinde de noi. Românii acum sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasa Paraschiva, cea mult milostivă și ocrotitoare a Moldovei, dar și întregi românii. Atâtea biserici sunt făcute în numele ei sfânt. Să știți un lucru, dacă noi vom urma acest exemplu viu, dacă noi vom urma în viața noastră, după cum ne-a învățat și Sfânta noastră biserică, vom avea parte de toate. Și de iubirea lui Dumnezeu și de Sfânta biserică, în care o să ne ajunge și noi să ne mormânteze un preot, și vom avea parte și de o țară care va fi oferită de vrăjmași și de toți cei răi. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți parte.